Fireflies Kids! Bună, Chicky Babe! Bună, Glitter! Ai spus că ai nevoie de mine astăzi, cu ce te pot ajuta? Oh, ai auzit vestea cea nouă? Diva s-a mutat! Wow, ce? Și era vecina ta, oh, toată ziua erai la ea și vă jucați împreună. Știi, of, dar părinții ei trebuie să muncească în altă parte și s-au mutat în alt oraș. Oh, îmi pare rău. Da, și mie, dar mă voi duce să o vizitez în weekenduri. Oh, da, dar știi care este vestea cea bună? Se mută două fete noi în apartamentul Divei. Oh, wow! Da, și de asta ți-am chemat. Mama lor a vorbit cu mama mea și și-a întrebat-o dacă putem să le ajutăm cu mobila. Vor să-și decoreze camera foarte frumos și au cumpărat mobilă nouă și au nevoie de ajutor. Ce zici? Vrei să mă ajuți? Oh, cum să nu? Super! De abia aștept să le cunosc. Și eu, haide să mergem! Oh, wow! Ce pustie este camera Divei! Ah, ia uite, și-a lăsat pozele cu noi pe pereți. Spunea că își va scoate alte poze când va ajunge în casa cea nouă. Oh, ce dor îmi este de ea și mie și de abia a plecat ieri. Oh, uite că vin fetele cele noi, hai să mergem să le ajutăm! Ce grea e! Ce grea e! Oh, bună, stai că te ajut eu, hai să cărăm împreună! Oh, wow, mulțumesc! Tu trebuie să fii noua mea vecină, așa-i? Da, numele meu este Glitter Queen. Am venit aici să te ajut cu mutatul mobilei. Oh, mă bucur să te cunosc, Glitter Queen, și mulțumesc mult că m-ai ajut cu mutatul mobilei. Eu și sora mea avem multă mobilă de pus în această nouă casă și... Oh, am uitat și să mă prezint. Numele meu este Jacinta. Încântată să te cunosc. În această cameră a locuit prietena mea. Oh, toată ziua eram aici și ne jucăm împreună. Oh, îmi pare rău că nu o să mai vezi așa de des, dar cred că noi două ne vom înțelege foarte bine. Trebuie să o cunosc și pe sora mea. Uite că vine! Faceți loc, faceți loc, că venim cu scaunele! Se pare că sora ta deja a făcut cunoștință cu prietena mea, Chicky Babe. Da, e super drăguță și mă ajută, uite, cu căratul scaunelor. Bună, numele meu este Michaela. Bună, eu sunt Sugar Queen, încântată să te cunosc. Mulțumim mult că ne ajutați cu toată această mobilă. Nu este foarte multă, o să mai vină mai târziu tirurile cu restul mobilei, cu paturile și canapelele. Dar acum, haideți să le punem pe acestea și apoi ne vom juca împreună. Ce-mi place costumația ta, te-ai îmbrăcat ca o prăjitură sau ca un tort? Oh, da, este un costum de prăjitură. Îl aveam de la concursul, de la școală. Am luat locul întâi. Sunt o bucătăreasă foarte bună. Sau cel puțin așa spune sora mea. Și nu mai aveam alte haine. Toate le-am pus în dulap și în cutii. Și sunt în mașinile care trebuie să vină diseară. Da, da, e o bucătăreasă excelentă. O să vedeți, face niște prăjituri delicioase. Oh, și cine le mănâncă? Se pare că nu voi, sunteți așa niște slăbuțe. Dar lasă, lasă, sigur noi le vom încerca. E bine dacă pun lampa aceasta aici? Da, da, super, ah, și noi trebuie să ne obișnim cu mobila cea nouă. În cealaltă casă aveam mobilă de când era mama mică. Și ne-a promis că atunci când ne vom muta, ne va cumpăra mobilă nouă. Și uite-o aici, ah, ce frumoasă este, de abia aștept să decorez totul. Mulțumesc mult că m-ai ajuns cu căratul acestei mobile. După ce cărăm, îți voi face o prăjitură specială. Oh, mulțumesc că am venit în grabă să o ajut pe Glitter și nici n-am mai avut timp să mănânc micul dejun. Hai că vom termina repede și vom mânca. Oare unde să pun această canapia? Ai vreo idee? Cred că aici va merge foarte bine. Super, ai dreptate. Ia uite ce bine arată aici. Ha-ciu! Ai cumva un șervețel? Cum să nu? Uite aici! Au, mulțumesc! Cred că am alergie la praf! Restul ce mai aduceți, lăsați-le aici jos! Le voi pune diseară când vine mobila înăuntru! Aha! Aici cred că este îndeajuns! Ah, la lele!
florile mele preferate. Iar acum voi puteți să stați să vă odihniți, iar noi vă vom pregăti ceva delicios de mâncare. Oh, nu, cred că sunteți și voi super obosit. Uitați, mama a trimis acest bol cu supă. Oh, ce drăguță este mama ta. Supa ce arată delicios. Haideți să mâncăm cu toate. Supa aceasta este delicioasă. Hei, sunteți sigure că nu vreți să stați jos? Stați liniștite, noi vom sta jos după aceea. Și cum ziceați că o cheamă pe prietena voastră care a locuit în această cameră? Văd că și-a lăsat pe pereți o grămadă de poze cu prietenele ei. Diva Serumia mi-a zis că va lăsa pozele acelea pe pereți și să mă asigur că veți cunoaște toate prietenele ei. Oh, wow, ce fată drăguță! Mi-aș fi dorit să o cunosc și eu pe ea. Oh, sigur o veți cunoaște! Cu siguranță va veni pe aici în vacanță. Și acum că am terminat de mâncat, voi stați jos și odihniți-vă, iar sora mea și cu mine vă vom aduce cele mai bune prăjiturile pe care le-ați mâncat voi vreodată. Ce modeste suntem! Wow, Glitter, ce noi vecine super ai! Exact, sunt și drăguțe și foarte de treabă și foarte harnice. Uite-te un pic la ele! Și uitați, aici sunt prăjiturile roz, rețeta mea specială de prăjiturile ursuleți. Iar eu v-am făcut un milkshake cu căpșuni, uitați! Yum, 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 arată și bine și sunt și super delicioase. Yum, yum, yum! Mulțumim, fetelor, eu trebuie să merg să-mi fac temele. Și eu, dar vom trece și mâine pe aici, dacă mai aveți nevoie de ajutorul nostru. Oh, da, da, vă așteptăm și mâine dacă vreți să veniți. Mulțumim pentru tot ajutorul de astăzi și mulțumește și mamei tale pentru supica aceea bună. La revedere, fetelor, la revedere! Dacă vă plac noile vecine ale lui Glitter Queen, nu uitați să-mi dați un mare like. Și dacă vreți să vedeți multe alte videouri de la Fireflies Kids, nu uitați să vă abonați. La revedere, licurici!